Echipa de filmare Canal 5 continuă să întrebe cetățenii ce cred despre decizia autorităților de a asista licența de emisie a postului nostru de televiziune. Ca și în sondajele anterioare, oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de astfel de acțiune ale guvernării. Unii dintre interlocutorii noștri spun că după închiderea Canal 5 nu au ce să privească. Aceștia dau vina direct pe președintele Maia Sandu, despre care spun că vor să plece pentru că acțiunile ei nu-i reprezintă. Uneori priveam Canal 5. Sunt filme bune acolo, de ce să nu mă uit? Acum ce? Scuze, dar când aceasta Maia Sandu ne-a încălcat în toate, în toate. Te duci la magazin și nu poți să cumperi nimic. Mergi la clinică, aceste rețete sunt atât de scumpe încât poți să înnebunești și peste tot, doar ea comandă peste tot. Trebuie să aibă măcar puțină rușine, să plece pentru că oamenii nu o vor. În acest sens, cetățenii au amintit că în calitate de ministru al educației, Maia Sandu a închis școli, iar acum, în opinia lor, cineva îi dirigează acțiunile din exterior. Pentru ca oamenii să nu știe ce se întâmplă. Iată de ce. La ce se uitau pensionarii? Ei își porneau televizorul și își preveau emisiunea. Hai să ne căsătorim. Sunt categoric împotriva închiderii de principiu a televiziunii. Unde este democrația? Ne dezinformează ca să nu primim informațiile necesare, cele de care avem noi nevoie, dar care se pare că nu convin cuiva. Pe nicăieri nu se mai închid canale de televiziune. Uniunea Europeană toate canalele funcționează, dar la noi? Despre ce fel de cenzură este vorba? Omoară pe cineva la TV sau ce? Pentru a arăta cine-i șeful. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Guvernului, decizia de asistare temporară a emisiei Canal 5 a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională din 20 martie, în urma constatării unor bănuieli rezonabile, privind implicarea beneficiarilor efective ai companiei în activități care afectează securitatea statului. Postul nostru de televiziune a primit decizia motivată abia peste două zile. Considerăm că acțiunile autorităților încalcă flagrant normele democratice, precum libertatea de exprimare, independența editorială și libertatea de creativitate, garantată atât de Constituție cât și de codul audiovizualului. De menționat că până la închidere, Canal 5 se află în mod constant pe primul loc, după popularitate în rândul telespectatorilor, conform companiei AGB, care măsoară audiențele TV.